rând, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să faci acest interviu cu mine. Aș vrea să te întreb pentru ce, început, în ce domeniu ai activat înainte de începerea cursului la noi și ce facultate ai terminat? Înainte să încep cursul la voi, am lucrat în domeniul construcțiilor, materialelor de construcții și am terminat facultatea de finanțe și bănci. Cum a fost interacțiunea cu trainerul? Ce poți să-mi spui despre asta? Cu trainerul de la testare? Da. Cu trainerul de la testare a fost foarte, foarte în regulă. Mi-a plăcut foarte mult cum a explicat și mi-a plăcut foarte mult că nu ne-a pus să învățăm, cum să zic, mot-a-mo sau să scriem foarte mult. A mers foarte bine pe exerciții, cât mai multe, ca să se și prindă ceva din nou. Ce poți să-mi spui despre așteptările pe care le-ai avut de la acest curs și dacă ți-au fost sau nu îndeplinite până la final? Acum, așteptări nu prea am avut pentru că nu știam despre ce este vorba, în primul rând. Dar în timpul cursurilor mi-a depășit foarte tare așteptările, adică am învățat foarte mult la curs, spre mirare. Așa vorbim la modul general, care au fost lucrurile care ți-au plăcut, dar și cele care nu ți-au plăcut de la curs? Sincer să spun, nu am avut lucruri neplăcute la curs care nu mi-au plăcut. Mi-a plăcut foarte mult și trainerul a fost foarte, cum să spun, foarte deschis cu noi. Foarte, ne-a ajutat foarte mult. Au avut colegii ceva probleme la testare sau la un curs. I-a ajutat, ne-a ajutat, ne-a lăsat și pe noi să ne ajutăm unii pe alții ca să vedem dacă am înțeles exact cum trebuie. Ți s-a părut totuși că a fost ceva poate prea greu sau ai avut un moment în care ai simțit că nu mai faci față? Nu au fost momente de genul acesta sau chiar dacă au existat momente de acestea, trainerul ne-a ajutat să trecem peste ele. Consider că studiul individual a contat într-o măsură foarte mare pe lângă ceea ce a fost predat la curs. Da, contează foarte mult și studiul individual. Acum, în timpul scurt în care se fac cursurile, nu poți să înveți chiar tot și trainerul nu poate să facă chiar totul. De aia trebuie și un pic de individualitate la învățat. Dacă te rog, îmi poți spune unde lucrezi în momentul de față și care e postul pe care îl ocupi? Da, eu lucrez la Netex România, o firmă de IT, pe postul de QA, testare automată, manuală, configurări de software. A fost prima încercare a ta sau ai avut mai multe firme la care ai aplicat înainte să obții acest job? Am aplicat la mai multe firme și am avut noroc de am intrat aici. Au avut nevoie de un QA și am reușit să intru. Ce îmi poți spune despre interviu? Cum a fost, în ce etapă ai trecut? Interviul a fost foarte simplu. Mai mult am fost întrebat nu doar tehnic, mai mult și despre mine personal. Consider că te-a ajutat cursul nostru în vederea obținerii acestui job, dar și să treci de interviu pe care l-ai avut ca să obții jobul. Da, m-a ajutat foarte mult, pentru că am venit aici și după angajare, după 2-3 zile, deja am fost pus pe test să fac niște teste automate și le-am făcut destul de repede și am fost și felicitat că am reușit să le fac și că le-am înțeles. Deci, practic, ai aplicat toate noțiunile pe care le-ai învățat strict de la cursul nostru. Da. Bun. Îți place actualul loc de muncă, da? Foarte mult.
Aș vrea să te întreb dacă lucratul în domeniul IT este așa cum te așteptai tu înainte să intri cu totul în această sferă și dacă ți-au fost îndeplinite așteptările pe care le-ai avut. Așteptările mi-au fost depășite. Domeniul IT, tot am auzit despre domeniul IT că e foarte diferit, nu mi-a venit să cred. Până am ajuns aici și sunt multe beneficii și liniște și pace și fără stres, fără ca vechile locuri de muncă pe care le-am avut. M-am întâlnit cu vechi colegi de unde am lucrat și toată lumea mi-a spus că eu nu îmbătrânesc, că am întinerit. Deci se vede, e foarte diferit. Programul e program, lejer, muncă-i muncă, dar nu este stres și agitație. Pe viitor, ce planuri ai? Intenționezi să rămâi în același domeniu și să evoluezi? Pe viitor, da, aș vrea să rămân în domeniu, dar aș mai vrea să mai și învăț. Că, stând cu colegii aici, văd unii developeri care sunt pe Java și mi se pare foarte interesantă și partea asta de Java. Și aș învăța și Java. Deci îți dorești să-ți extinzi cunoștințele în acest domeniu? Îmi extind cunoștințele pentru că e de viitor. IT-ul este de viitor. Vreau să te întreb dacă ai recomandat cursul nostru și altor persoane. Aș recomanda și am și recomandat altor persoane cursul dumneavoastră. Bun. Pe final aș vrea să te mai întreb un singur lucru. Care ar fi sfaturile pe care le-ai da tuturor persoanelor care vor să înceapă munca în domeniul IT, care vor să urmeze un astfel de curs pe care l-ai urmat și tu și care poate sunt prea înfricați momentan să își schimbe cu totul viața și actualul loc de muncă pentru a începe o carieră cu totul diferită? Eu le spun să nu le fie frică să înceapă o carieră nouă. Și eu am avut frica aceasta, dar curs a durat o perioadă, este o perioadă destul de mai lungă înainte de a ajunge undeva într-o firmă de IT, dar după ce se ajunge acolo, îți schimbă cu totul orizonturile. Să nu învețe doar ce este la curs. Dacă fac cursuri la dumneavoastră, să mai facă și acasă, să se mai intereseze, să mai învețe și singuri. Este mult mai ușor de a înțelege după aceea și la curs. Am înțeles. Bun, Andrei, îți mulțumesc din nou tare mult că ai acceptat să facem acest interviu. Îți doresc mult succes pe toate planurile și să reușești acolo unde îți dorești tu cel mai mult. Mulțumesc frumos!